Statul strânge cureaua bugetarilor. Dacă în prezent se făcea o angajare doar în momentul în care plecau doi angajați, de acum posturile vacante din sectorul bugetar vor fi ocupate conform principiului 1-3. Prevederea este cuprinsă în ordonanța pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată de Ministerul Finanțelor. Și aparatul guvernamental va fi subțiat. Se taie la jumătate numărul total de posturi de secretar de stat, subsecretar de stat și de funcții asimilate funcțiilor de secretar de stat și subsecretar de stat la nivelul tuturor ministerelor. De asemenea, va fi suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, cu excepția personalului didactic de predare, personalului medic-sanitar, polițiștilor și absolvenților Institutului Național al Magistraturii. Se umblă și la anumite beneficii pe care le au angajații la stat. De acum înainte, instituțiile publice nu vor mai putea achiziționa din fonduri publice servicii de telefonie mobilă pentru personalul angajat, cu excepția demnitarilor. Toate aceste măsuri vor conduce la o reducere a cheltuielilor bugetare de aproximativ 85 de milioane de lei în acest an.